Hei, bună dimineața! Aseară stăteam să mă gândesc ce poezie să aduc azi în centrul atenției. Și am ales din nou una care m-a atins așa pe corzile sufletului, pentru că Denis a scris nu un volum de poezie, ci a scris un volum de călătoria sufletului, de fapt, prin diferite stări. Și de data asta am ales o poezie care se numește Eu. Și chiar vreau să vă recit volumul 33, Denis Florina Nestor, iar poezia din acest volum pentru azi este Eu. Mă întorc către tine. Îți vorbesc cu privirea. Cu sufletul vreau să te ating, dar buzele-mi tac. Ochii mă dor de atâtea tristeți și mâinile-mi cuprind trupul să mă îmbrățișez. Cât tare mi-e. Mi-e dor de mine, cum am fost odată. Odată ca niciodată.